Începutul anului 2012 aduce noi modificări în legea educației. Va apărea metodologia de reînființare a învățământului profesional, oferindu-le ocazia elevilor de a învăța o meserie. Școlile de arte și meserii vor funcționa fie în unități școlare, fie vor fi introduse specializări de învățământ profesional în licee. Încet, încet, rezultatele de la bacalaureatul din acest an încep să genereze, să spunem așa, efecte și măsuri de corectare a unei situații destul de serioase. Iată că apare metodologia de reînființare a învățământului profesional propriu-zis, adică a școlilor de arte și meserii, cum ne-am obișnuit noi să le numim în ultima vreme. Potrivit inspectorului general adjunct Iulian Brezeanu, aproximativ 30% din absolvenții claselor a 8 au ca obiectiv învățarea unei meserii. Este un lucru, după părerea majorității celor din învățământ, un lucru foarte bun, pentru că se reface o situație de normalitate, spunem noi. Aproape 30% sau cel puțin 30% din absolvenții clasei a 8-a au ca obiectiv să învețe o meserie și să încadreze pe piața muncii cât mai repede. Urmând ca ulterior, funcție de opțiunea lor, să poată, să zic, să-și completeze și studiile liceale.